Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Nu de puține ori am fost întrebat de către dumneavoastră dacă acea soluție pe bază de apă și săpun pe care o folosim în combaterea afidelor la pomii noștri fructiferi este utilă și în grădina noastră de legume. Și sincer să vă spun, eu nu am stropit cu acea soluție în grădina cu legume din cauza că am o altă soluție pe care o folosesc în special pentru combaterea acestor insecte, a păduchilor, puricilor, afidelor, cum le spunem noi, sau a diferitelor insecte care ne rod plantele și ne consumă seva din ele. Această soluție este foarte ușor de realizat, este o soluție pe bază de usturoi și ardei și tocmai asta o să facem azi, o să vă arăt și dumneavoastră cum puteți să o pregătiți. Ingredientele sunt la îndemâna oricui, nu aveți nevoie decât de o căpățână de usturoi pe care o curățați, exact cum se vede aici, un ardei iute, boia iute și, bineînțeles, tradiționala. Ce facem cu acest usturoi? Efectiv, îl pisăm, îl facem mujdei. Eu folosesc un castron pentru că este mai ușor. Folosiți mănuși de plastic pentru că această substanță vă poate irita ochii și pielea. Ardeiul îl tocăm mai mărunt. Și punem aceste părți verzi peste usturoiul care tocmai l-am pisat. Și boia dulce în jur de o linguriță. Pare că nu am adus lingurița, o să pun peste aceste ingrediente și exact cum se vede aici. Purnați și puțină apă ca să faceți acest amestec. O să amestec cu cuțitul, se pare că am luat linguriță. Și cam așa arată această substanță. Cu ajutorul unei pâlnii aveți nevoie de un litru de apă. Turnați această substanță într-un bidon. Exact cum se vede aici. Puneți dopul, o agitați foarte bine și o lăsați, așa cum se vede, timp de o oră, o oră și jumătate. Bineînțeles, nu în soare, într-un loc mai răcoros. După o oră și jumătate, luați această substanță și filtrați-o în ce recipient doriți dumneavoastră. Eu o să filtrez direct în această pompă pentru că o să-mi stropesc plantele cu ea. Dumneavoastră puteți să o puneți într-un bidon, poate fi păstrată la frigider până la 2 săptămâni. Eu folosesc și un tifon și o strecurătoare, astfel încât să nu-mi infunde pompa. Ce v-a rămas nu este reutilizabil, așa că aruncați-le.
cu această substanță care se vede aici, dumneavoastră vă puteți stropi plantele dumneavoastră din grădină, legumele, puteți da și pe pom dacă este nevoie. Vă puteți stropi până și florile dumneavoastră cu această substanță. V-am spus, foarte mare atenție la ochi. Stropiți întotdeauna dimineața, nu stropiți pe căldură, este cel mai indicat să stropiți atunci când începe să răsară soarele și această soluție vă va proteja de toate insectele dumneavoastră dăunătoare pe care le aveți în grădina de legume. Și acum, haideți să vorbim puțin despre cum acționează această substanță și de ce este ea utilă în combaterea acestor dăunători. În primul rând, usturoiul este un insecticid natural. El conține foarte mult sulf și sulful are proprietăți antifungice, deci protejează și împotriva bolilor cauzate de diferite ciuperci și totodată aceste proprietăți ale sulfului nu sunt suportate de insecte. Pentru ele este toxic și vor muri cu siguranță. Ardeiul iute, la fel, este un insecticid natural, va deranja insecta, efectiv o va paraliza prin acțiunea lui pe aceste plante. Sunt persoane care mai adaugă și o linguriță de acel detergent de vase pentru aderarea mai bine pe suprafața plantei și pe suprafața insectelor, dar eu nu o folosesc, am folosit-o așa cum vedeți dumneavoastră aici și la mine a dat rezultate. Dumneavoastră testați-o pe o plantă, două sau pe toată cultura, observați rezultatele și dacă vă place ce ați văzut în momentul în care aplicați această substanță și cum anume a acționat ea, puneți-o în practică și stropiți-vă culturile de legume, cât și florile dumneavoastră, împotriva afidelor, împotriva insectelor care consumă efectiv această plantă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că ați avut răbdarea să stați și să vizionați acest videoclip și să ne revedem cu bine la următorul material. O zi plăcută vă doresc!